prima dintre protagonistele noastre, Paula. Paula. Da, bună dimineața din nou. Paula, te rog să te prezinți. Să te prezinți, că noi stăm cam greu cu prezentările. Astăzi ești? Asta am un trench floral care se poartă... Mă, știi tu că zice trench. Un trench floral. Da. Accesorizat cu o curea aici, în partea de, la, de mijloc, cu o curea metalică, niște nasturi la fel metalici. Da. Poate purta în zilele mai friguroase de toamnă și totodată și de primăvară. Anul acesta se poartă foarte mult imprimeurile. Și pe mine mă prind foarte bine. Eu mă gândesc că domnul Mazăre n-ar fi supărat dacă ar fi trimis 8 fete ca și tine în loc de 8 mascați. Nu cred. Da. Ha? Cred că mergea liniștit. Nu mai făcea niciun scandal. Și erai cu trenciul la tine, adică înțelegi ce vreau să spun. Din dotare. Din dotare. Foarte, foarte sexy. Te rog să... Iei un loc. Iei un loc. Raimonda. Exact. Care a venit de la Petroșani. O fete frumoase la Petroșani. Întotdeauna. No, am cu... un trench, tot de primăvară. Și tu ai tot un trench. Da, e tot de la SRI, da. Cu o curea la mijloc. Tot la fel, se poartă. Sau oricând în perioada asta, când mai e ploaie în alta. Da. Care arată foarte, foarte tare. Bine. Și ce ai putea să porți pe sub trench, ca să zic așa? Poți trench? Să nu porți, porți nimic. Poți să nu porți nimic? Nu, asta e o chestie și interesantă. Ca să nu porți, ca să nu porți nimic, ce trebuie să deții? Tupeu. Ai văzut? Tupeu cel mai bun. Tupeu? Mult tupeu. Cine știe, poate. Păi nu, dar tu trebuie să știi ce. Dar tu ce ai pe dedesubt, draga mea? Un... O pereche de pantaloni și un maieu. Un maieu, cu maieu merge întotdeauna. Cu maieu n-ai cum să greșești. Da. Foarte mișto trenciul, tot din colecția Spring. Bun, acum și fără, dar nu, acum dacă te ține. Da, te rog. Au ancasita e peplum. Da? Ha? Ai ghicit-o. Cum mă? N-o zi. Zi, draga mea. Nu de office, casual, putem purta la birou, asta este ținută. Da, ești peplum sau nu? Este peplum. E așa, asta e tot ce vreau să aud. Restul e cancat. Peplum. Bă, lasă-o pe secretară să vină între noi dacă e office. Hai, draga, aici. Unde o bași, mă, pe Anca? Aici, se vine. Secretara? Secretara, lângă noi. Ea e peplum și vine în coauzi. Da. Și vine lângă voi. Da. Miriam? Și ea e totul fix. Ea nu-i peplum, dragă. Ea e din alt film. Este la office, casual, poate purta. Se poate purta? Da. Poți să pori și noapte, nu numai ziua. Da. Da, la cum, la cum arată rochița asta, nici nu mai dai jos. Cam greu. E și greu de dat jos. Nu, deloc. Nu? Nu. Ai fermoarul lung, zi așa. Te lași și la spate. Da? Fermoarul lung e activat tot, măi băiatule. Perfect. Îl știi pe eu, zic. Da. Miri, frumos. Bravo, Miriam, mulțumim. Foarte. Și ca să fie bine, nu? Întotdeauna. Astăzi, sport, Daniela, Daniela oprește-te și nu mai zi nimic. Coartă doar costumașul. Coartă și nu mai zi nimic. Tot timpul zi lungul. Oamenii din studio sunt mulțumiți de... Da, de... asta este o ținută, bă, asta, casual. A... Club de seară. De club, dragă. Da. Păi nu chiar casual, dacă merge așa prin oraș se întâmplă multe accidente. M-a informat greșit șefa de la magazin. A zis că e... De toată ziua, pe post. De toată ziua, de toată seara, mă. Da. Nu de toată ziua, că dacă mergi eu așa până oraș... Bine. Foarte da. Bine. Bravo. Foarte frumos, foarte de toate. Și Oana? Bună dimineața. Bună dimineața, ești trecut absentă, te rog să... Da. Dimineața asta port un sacotic floral, care a stat în evidență busturi. Este un croi modern. E modern, e casual, nu, e casual. Dar zine de pantaloni. Uite-te ce pantaloni. 3D. Acum am văzut. 3D. Pantalonii 3D. Na, no, vezi, dacă nu mi-am adus ochelari da, pe mine. Ochelari, da, da, dacă mă aduceam ochelarii, vedeam și pantalonii 3D. Așa? Și se pot vedea 3D și fără ochelari. Cu tot ia, cu GPS. Da. Oana, ia întoarce-te către noi. Să, filmează-mă 3D-ul. Ovi. Dai, mă, să vezi mai bine. Așa. Deci modelul 3D, mă, colegul, da. Nu. Păi doar nu pantalonii vrei să fie. Bă, dacă i-am zis 3D, am zis și eu. Păi pantalonii tot timpul 3D. Da. Și ce scoate în evidență bustul? Cum era? Că am prins numai asta cu bustul, mă gândeam la o statuie. Sacou. E pentru statui. Scoate în evidență bustul. Nu, mă, bustul scoate în evidență sacou. Da, sau, așa. Mai corect așa. Păi, da. Bustul scoate în evidență sacou. Colegul ăsta știe, mă, parcă dintr-un film din ăsta de modă. Da. Foarte frumos. Asta este colecția de primăvară pe care o găsiți la magazinul Emoțiunii. Este noua colecție.
Fetele, rămâneți aici forever. Care a intrat acum recent. Da, puteți să, dacă arătați și voi ca și domnișoarele, puteți să le cumpărați și dacă nu, vă faceți pe mărimea voastră ca să nu dați bani mulți pe alte chestii.